Mulțumesc, domnule președinte, stimate doamne și stimați domni deputați. Cu îngăduința dumneavoastră, astăzi vă voi prezenta declarația politică intitulată 25 iunie, Ziua Națională a Croației. Situată încă din secolul VII, pe coasta frumoasei Mării Adriatice, Republica Croația, pe 25 iunie, sărbătorește ziua sa națională. Actul de independență a statului suveran croat i-a costat pe croați, din păcate, o sângeroasă vărsare de sânge și un război devastator care a durat aproape 4 ani, 1991-1995, și în care era să piardă peste o treime din teritoriu. Agresiunea sârbă, respectiv forțele sârbe care în acea vreme controlau armata iugoslavă, doreau cu orice preț prin forță să subjuge Croația și să nu-i permită de a deveni un stat suveran, liber și independent pe cale pașnică. Conflictul a fost marcat de numeroase crime și atrocități, bilanțul final ridicându-se la aproximativ 15.000 de morți, printre care mulți civili, copii, bătrâni, al căror morminte, la mulți dintre ei, nu s-au găsit nici până în ziua de astăzi. Dr. Franjo Tuđman, primul președinte al Republicii Croația, la 5 aniversarea Zilei Naționale, în 30 mai 1995, spunea în discursul său că poporul croat a luptat de secole cu stilou și sabia, a suferit și a pierit, iar în zilele noastre a realizat propria țară ca ea să fie pentru poporul croat și cetățenii ei țara tuturor libertăților, a păcii și fericirii, bunăstării și demnității. După acea perioadă zbucimată, marcată de conflicte violente, independența Croației a fost recunoscută de forurile internaționale. În ianuarie 1992, Comunitatea Economică Europeană și Organizația Națiunilor Unite i-au oferit recunoașterea diplomatică. Însă, 25 iunie a rămas o dată de referință în istoria Croației și a fost declarată Ziua Națională a Țării. De la aceste evenimente și până în prezent, Croația a evoluat foarte mult. Acum, într-un context stabil, statul se poate lăuda din nou cu una din cele mai impresionante țărmuri marine pe care Europa le oferă turiștilor din întreaga lume. Deși a văzut ca un stat mic, Croația este o țară frumoasă, deosebită, vizitată de foarte mulți oameni, tocmai pentru faptul că dorește ceva unic, greu de uitat. Are o mulțime de peisaje naturale și arhitectonice spectaculoase, este extrem de bogată din punct de vedere cultural, iar locurile ei au un farmec aparte. Deși marile orașe ale Croației, Vukovar, Dubrovnik, Zagreb și așa mai departe, au fost bombardate masiv și au suferit numeroase pierderi. Acestea au renăscut din propria lor cenușă, ajungând destinații turistice de referință din Europa. Ce ne leagă de această țară? În primul rând, România și Croația au o relație bilaterală de cooperare foarte bună. Chiar zilele trecute am aniversat 25 de ani de relații diplomatice dintre România și Croația. Pe lângă aceasta, între cele două țări există și relații economice profitabile, cu potențial de creștere uriaș. Numai anul trecut, schimburile comerciale dintre România și Croația s-au ridicat la 270 de milioane de euro. Pentru a intensifica aceste relații, săptămâna trecută s-au semnat acordul privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate și memorandumul de înțelegere privind cooperarea între Camera de Comerț și Industria României și Camera Economică a Republicii Croației. Mulțumesc, vă rog frumos. Numai o frază, vă rog, domnule președinte. Însă ne unește doar partea economică, ci și cea umană. Românii sunt atrași de Croația, de frumusețea acelor locuri. Așa se face că pe parcursul anului 2016, țara plasată în zona centrală a Europei a fost vizată de aproximativ 100.000 de turiști români. Astăzi, cu ocazia Zilei Naționale, doresc să transmit de la tribuna Parlamentului României un sincer la mulți ani tuturor cetățenilor din Croația, precum și etnicilor croați din România. Le doresc să trăiască într-o țară mereu prosperă, care să meargă doar înainte. Și le transmit că mă bucur sincer că România și Croația sunt două state prietene, două țări care se pot baza una pe cealaltă și care împreună pot realiza lucruri mărețe. Vă mulțumesc, deputat al Uniunii Croației din România.